Aș spune că Corala Danielescu este un loc frumos. Probabil unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ. Toți ne dorim să trăim sentimentul plenar al bucuriei, înălțării, comunicării cu Dumnezeu, înțelegerii armonioase dintre semeni, să adulmecăm prin toți porii ființei noastre armonia spirituală, săvârșirea unor performanțe ce nu pot oferi decât marea satisfacție a convingerii că viața este cu adevărat frumoasă și are rost și este cu atât mai frumoasă și merită prețuită din plin dacă știi ce să-i ceri și ce să-i dai. Toate acestea mai ales atunci când fiecare clipa a ei, a vieții trăite frumos, este un bulgăre intens de fericire, de solidaritate umană, de înțelegere, de pace, de lumină. Acum aproape 40 de ani, să spunem cu exactitate, acum 37 de ani, în orașul în care s-a născut Paul Constantinescu și a activat și Marțian Negrea și Florin Comișel și Ioan Cristu și Nelu Danielescu, în orașul lui Caragiale, al lui Nichita Stănescu și al lui Toma Caragiu, s-a respirat și se respiră întotdeauna un aer frumos la tot pasul, un aer de minți iuți, adânci, generoase, calde și puternice. Este un rost de blămadă spirituală frumoasă pe care și directorul Ioan Bălcinoia Caterinătura Sindicatelor l-a simțit atunci când făcea echipe. Și a făcut echipe. Și una din echipele frumoase pe care el a făcut-o încă din 1972 era o echipă corală. O echipă corală care a continuat o viață artistică de mare consecvență și și-a continuat permanent o stare de consistență primenită, modernizată și din ce în ce mai exigență până la zi, până astăzi, în 2009. Profesori, ingineri, economiști, juriști, informaticieni, specialiști în vari domenii de activitate și-au dat și își dau, uneori traversând țara pentru întâlnire, nu fără sacrificii adeseori impresionante, și-au dat întâlnire pentru cele 8 sau 10 ore de repetiții săptămânale, repetiții nu odată extenuante, presărate cu tot felul de probleme pe care tot timpul trebuiau să le survoleze în mod artistic, peste tot timpul lor liber. Câteva date tehnice ce împlinesc imaginea acestei minunate corale. De la concertele ocazionale sau tradiționale de pe scena propriei instituții și a filarmonicii proiectene, la bisericile și catedrale din oraș, de Paște, de Crăciun, primăvara, toamna, aniversări, medalioane. De la înregistrări și filmări radio-TV, la viață competițională, bună oară în ultimii 3 ani, 3 premii, 1 la toate concursurile internaționale la care Corala Danielescu a participat. De la turnee artistice în toate orașele țării, la festivaluri naționale și internaționale în țară, Reșița, Festivalul Grăceanu, Suceava, Festivalul Ciprian Porumbescu, Lugoș, Ion Vidu, Constanța, Ioan de Chirescu, Brașov, Gheorghe, Dima, Pitești, Dumitru Chiriac, Târgu Mureș, Laiș Bardoș, Ploiești, Paul Constantinescu și Festivalul Danielescu, ce poartă numele Coran. De la repetițiile intense, la întâlnirile cu auditoriul european, Bunăoara, Rezo, Italia, Friedrich Mistek, Cehia, Langol, în Irlanda, Magdeburg, Berlin, Salzburg, Germania, Cartiza, Delphi, Carmenisi, Preveza, pentru Grecia, Budapesta, în Ungaria, Lyon, Turnon, Le Bon, Charbonnier, Le Bain, Saint-Jean, Franța, Berna, Zürich, Interlaken, Basel-Dorf, Woodville, Elveția, Istanbul, Turcia, Utrecht, Haga, Olanda și lista ar putea continua. Repertoriul Danielescu, cel de peste 400 de lucrări, atât a capela cât și cu acompaniament artistic sau orchestral, survorează toate zonele stilistice dintotdeauna și de pretutindeni în accepțiune corală, cu un amendament special pentru lucrările curajoase și inspirate de care corala ICD se simte puternic atrasă. Dăm muzicii noastre cuvântul spre a vorbi despre noi. Și pentru a-i da cuvântul, nu putem vorbi decât despre un extraordinar de frumos eveniment din centrul lumii muzicale. Este vorba despre minunatul festival de muzică al României și al întregii lumi, Festivalul Internațional George Enescu. În cadrul acestui festival, corala Ioan Cristu Danielescu a Casei de Cultura Sindicatelor din Ploiești, dirijată de Valentin Crescu și acompaniată la pian de domnul Mihai Mălicianu, dintre marii noștri tineri compozitori, pianiști și oameni de cultură și de artă, corala Danielescu, deci, va interpreta un program. În cadrul acestui program avem trei părți, trei micro-direcții, să spunem, repertoriale, muzică sacră și liturgică românească, muzică cultă, laică și prelucrare din folclor. În finalul concertului, probabil fulminant, de maestrul Radu Paladi, dar de nuntă, context în care îl vom invita pe maestrul nostru drag și la pian, în ciuda celor 83 de primăveri, dumnealui este mereu un tânăr, un puternic și un frumos pe care îl dorim mereu
alături de noi să ne mai dăruiască atâtea frumoase lucrări de sfârșit de concert. Altfel spus, să spunem așa, corala Ioan Cristu Danielescu dorește mult dragoste și iubire pentru muzica corală românească tuturor celor ce au fost și sunt, evident, și în sala de concert și ascultă sau vizionează concertul prin mijloacele media. Le dorim tuturor sănătate și succes și martorii succeselor noastre să le dea Dumnezeu viață lungă. Deci, încă o dată, audiție plăcută, corala Ioan Cristu Danielescu vă invită la concert. Festivalul Internațional George Enescu, ediția a 19-a, 30 august, 26 septembrie.